Salutare dragi prieteni, bine v-am regăsit la un video scurt în care vreau să discutăm câteva chestii despre joc. În primul rând vreau să vorbesc puțin despre știrile pe care le avem până acum legate de noua update. O să încep cu cele mai vechi ca să ne facem de data asta temele dinainte și să nu fim surprinși în momentul în care este lansat. Păi în primul rând o să avem USS Alaska, ceea ce mi se pare genial, e un uh, battle cruiser american practic, mă rog, heavy cruiser, ultima generație, battle cruiser, battle cruiser teoretic, e prima și ultima generație de battle cruiser americane, kind of, și da, să fie interesante să fie contra partida lui Scharnhorst și ce mai au rușii și britanicii. Să fie foarte interesantă nava. Nu mai știu câte ori fost plănuite spre construcție. 4 sau 6 să-l construim la 2 sau 3? Și la una s-a oprit produ producția pe la 80% sau cea de genul, nu mai știu exact. În fine, da, o să avem 3 turele triple cu tunuri de 305 E destul de rapidă, trebuie să fie interesant. O vedem. Eu sunt foarte entuziasmat în ideea că dacă deja ar băgat USS Alaska, înseamnă că suntem foarte aproape de a băga băieții noștri și uh, North Dakota, South Carolina și lupul, asta zis să zic, elefantul din căpere, Iowa, clasul. Deci, de bea aștept la nave să se întâmple asta. Mă nu -și de voi, dar eu aștept. Bă, bun. Mi se pare, na, și chiar eu, eu sunt entuziasmat, îmi, îmi, plac bărcile. Bun. Ce mai avem pe aici? Un nou tank la deci, nimic, special special, altă chestie, lansatoare de rachete care o ascuns după dealuri și tragi și nu vezi și te frustrezi că te-o lua de la un kilometru distanță și n-ai văzut-o. Da, iar din asta, nimic special. Îți și zice că e varianta upgradată lu lui PV, 301 Deci, îmi place considerat light pentru că are tun o turelă cu tunda ce să zic, foarte Maker, Da, nu, nu, nu sunt fan la chestii de gen, nu știu care e fan dintre voi aia, e, vă place, mie nu-mi place, soarta, nu mă încântă ideea de asta, e încă un vehicul annoying în joc pentru mine. Bun, hai să trecem pe următoarea pagină și aici să avem destul de discutat. Păi, Panther, prototipul de Panther, Asta o să fie foarte interesant. Cum să vă zic, nu neapărat el în sine, ci sunt foarte curios la ce battle rating o să fie băgat. Din ce ne zici, avem tunul de 75 clasic de Panther, avem mobilitate de Panther. Nu avem protecție ca panther de final, de producție viteză lent ca la Panther D și reverse speed ca la Panther D. Bun. Ce observ? scara e drăguță, nu mai ai alea panourile care să-ți acopere mai mult, dar nici nu te ajută. Uh, ai cupola aici care ți iese. foarte dubios, dar la Câte de prost e pe lateral pe turelă la Panther, nu cred că o să facă diferență. În schimb, dacă îl întâlnești frontal, mă, poate face diferență, că zici că tragi în cupolă în loc să te chinui trage aici, deși intră în obraj mereu la Panther, știți. Dilema mea e cât o să fie frontal? ăsta... Uite, exact cât și zice. 60 de milimetri, mă, 60 de milimetri uh, nu e așa de mult. Dar și asta zice că e 80 de milimetri. Îți că cât de bine o să reziste. Dar tare mic o să reziste bine și asta. Atât e când nu-i bagi proiectilele 200 și pen, nu o să intre aici, părerea mea. Deci trebuie să testăm cu proiectilele franceze solide. Și dacă Turela îmi zice că o să fie 80 de milimetri în obraj, apoi să știți că <laughs> să fie foarte ușor de penetrat în obraj. Uh, 5 km la oră reverse, destul de mic dacă mă întreb pe mine. Nu știu dacă Panther de o mere tot cu atâta. Ba, tot cu atâta, cred că mere. Dilema mea la ce battle rating îl bagă, că nu văd să îmi zică. Mă, dacă l-ar băga la un 5.0? Cred că ar fi un battle rating foarte interesant echivalentul UT3485? Pe acolo ar fi chat, nu credeți. Cred că acolo o să se regăsească. Tare mic o să fie un 5.0, dar nu știm până nu vedem. Oricum, drăguță scara aia pe lateral. Rămâne de văzut, o să fie interesant asta. Nu văd dacă o să fie premium sau nu. În fine. Probabil scrie, probabil Milene mi citesc ca lumea, altă barcă, Mihail cu Tuzov nu, 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 Slav, n, n, n -am, nu știu cu Chirilice, cu din alea. Bă, ăsta are patru turele triple, tunuri de 152, cred că. Dacă nu mă înșel și nu cred că mă înșel că sunt unuri de 152. Da, 12 de 152. Multe tunuri din astea gen sisteme mai moderne de țintire și tragere. O să se facă spam ceva cu ea. E un light cruiser. Deci, nu, o să fie amuzant dacă îl bagi contra navelor de coastă. o să rupi cu asta. Bine, o să toci și heavy cruiseruri și light cruiseruri cu dâmpenile astea, că din ce văd, uh, o să fie multe tuneri din astea. Automate, gen. Gen, nu neapărat că sunt și automate, dar care și trag rapid, gen. Aia vreau să zic. Ok, o să vedem. O să vedem ce ne zice. Muzzle Velocity, da, zboară repede proiectilele de Petun, principal, da, a, ei, entaierul o să fie foarte bun, teoretic, om de care sistemele ale de ghidare, balistic, deck, nu știu sigur ce e asta, dar mă gândesc că e un sistem de țintire mai avantusat. Da, nu o să fie foarte pe împotriva battleship-urilor și battle cruiserilor, poate nici heavy cruiserilor, nu știu, vedem și nematorpile. Hm, vedem noi, uite aici spam de antiriene. Ok. De -aia zic, sunt, multe, sunt, foarte multe din astea mici, gen care pot să tragă repede și des. În special astea de 30 mă refer. Bun, Hai să ne pierdem timp, o să vedem exact în practică cum e. Bun, alt vehicul, la Chinese, mamă, rachete. L-au băgat, l pe fabrica de Japonia. Ok. Deci o să trebuiască să te oprești, că să poți tragi cu el din ce înțeleg, nu? Ia. Trebuie să te oprești. Nu? Sau nu, uite că... Nu, nu trebuie să te oprești. mobilitate, rachete puternice, thermal, light armor și retractable launcher. Mm. Să vedem cum funcționează mecanismul de retractabilitate. În rest, ce pot să zic? Al vehicul pe roți cu rachete. Annoying. Da. Oh, da. Bun. lasă -m. Un centauro spaniol. Upgradat o țură. da, dacă un feature că prinde 110, lăsați-mă. Bun. Ăsta se precomandă. Din păcate, Andrei nu are chef să-l cumpere. Are tonul de 105, clasic, 400 pen la armură, nu știu ce. Spain. E ca un centauro foarte similar, puține upgrade-uri pe lângă. Ceva plate de armură din ce văd. Deci... Uh, nu mi se pare, wow. Neapărat. Ar fi interesant dacă ar avea rachete. Da. Bun. Un centaur, premium. Cu termal. Și eu o țără mai mult armură pe lângă turele. Da, nu știu ce să zic. Nu mă face să magi după el. Bă, dacă vreți să dați research la italieni și nu știți cum, ați-l pe ce să zic. Bun. Una dintre cele mai importante chestii despre care vreau să vorbim. Engine fire extinguishing extinguishing system știți ce înseamnă asta? că de acum înainte când luăm foc și ardem în derizoriu și ne plângem și ne rugăm la Sfântul Melc să ne stingă și să ne lase și combustibilul în rezervor în loc să mai facem asta acum o să avem o soluție pentru a rezolva problema și din ce zice aici pe scurt unele sisteme o să fie automate, unele sisteme o să fie manuale. Dar e o modificare pe care trebuie să o deblochezi. Unul la mână. Pe lângă faptul că o să fie unele automate, unele manuale, avem mega problema asta. Ia, vedeți ce zice aici. Aveți un avion dintre astea. Dacă nu-l aveți, degeaba ne bucurăm. Cream asta e singura problemă. În schimb, ar să fie foarte interesant și cred că o să mă distrez și cu B25 și cu B17-le și cu b 29 și, și B24-le, interesant. Foarte multe bombardiere americane din al doilea război. Bine, mai, ar mai fi și pe, pe 61 le și a, a 26-le, care nu-s neapărat bombardiere. Și vin din al doilea război, dar... Ăștia să elefanții din încăpere de care o să ne bucurăm toți. Pe 61, A26, ia. Uite aici. Pe 61, A26. Asta. Astia. Ce ar mai zis? PBJ-urile, ambele. B17, toate. B24, B29, B26, B25-uri. Deci încă de la rank 2 o să avem disponibilă modificarea asta. Ceea ce mi se pare genial. Naciat. Um, gata. să fie interesant. Chiar o să fie interesant. Că zice cam la toate. Că e all versions. Toate versiunile. A10, evident. A, a nici n-are să mai discutăm despre asta cu reacție. La elicoptere, mă. Elicoptere. Na. elicoptere. Ce să vă zic? Elicoptere. Și voi acum. Dar asta chiar o să fie foarte interesant. Deci de bea aștept să -mi... O, testez să văd cum funcționează. Văd. B17G-ul meu și B29-le sunt pregătite. Bine, și cred că și cu B25 o să fie muzan la rang 2. la 4.0. Chiar o să fie interesant. Și vreau să-l testăm. Chiar vreau să-l testăm să vedem cum funcționează. Uite, mi-l arată B17G. Ah, vedem noi. Bun. Următoarea. Ce avem aici? Canadian Anti-Air. Ce avem noi? O turelă, 4 tunuri de 20 mm, care nu știu ce penetrare o să aibă. Sunt tunuri americane ce drept. Dar, dacă să aibă penetrare și în rank bun, cine știe cât de jucabilă o să devină. Într-adevăr, e counterpartul lui Warblewind, ca să zicem așa, e varianta americană, În răspunsul americanilor și, mă rog, în caz uh, de față canadienilor la... la warblewind german. Și interesant, și făcut, na, e de... Uh, Grizzly de, mă rog, M4 făcut de ăștia, de canadieni care, mă rog, tot aia Ui, detalii, nu, nu are rost să ne mai pierdem în discuții. Și i interesant. Chiar scuia ce beta rating îl bagă și ce... Da, deci îl bagă la britanici. La rank 4. Bun, rank 4, rank 4, dar ce biar, mă. Aia e important. rank 4... Na, poate să fie. Dar better rating-ul e foarte important. S să fie interesant. Chiar o să fie interesant. cel mai curios este de penetrare. Că dacă o să aibă penetrare mare, mă, poți să-l joci o țără împotriva tankurilor. Dacă ar avea mai mare ca r 3 pentru că, na, r 3 are avantajul mobilității. Asta nu prea are avantajul mobilității. Bun ce mai avem noi pe aici? Păi, avem o hartă nouă. Dita mai digu. Nu știu cum o să joace harta asta, chiar sunt foarte curios, dar din ce observ, avem dita mai digu aici. Altă hartă cu dig. Văd tunele prin munți. Una alta. Uh, e greu să-ți dai cu părerea din trei poze, ce o să fie. Chiar e foarte greu. Dar, Cam asta ar fi toată harta, dar nu-mi dau seama care o să fie punctele și cum o să se desfășoară meciurile. Să fie aici, aici și aici punctele sau o să fie acolo, acolo și acolo punctele. Harta o să fie împărțit așa, gen spawnul unu, spawnul alălalt să o să fie împărțit așa pe la mijloc și o să-i spawn aici zona asta și spawn aici zona asta la alta. Nu știu, dar tare mică așa cred că o să fie. Și o să fie bătălie aici, aici și aici. Rămâne de văzut, chat. Rămâne de văzut. Nu ne putem da cu părerea momentan. Dar, interesantă. Și cred că asta ar fi cea mai ok variantă în care ai spawn aici și spawn aici. Iar. Acum ah, Deși la cum ea desenată, și așa e jucabilă din ce observ și așa e jucabilă cu spawn-ul într-o parte și intrarea altă așa Bun, hai să trecem la ultima parte Păi avem chestia asta avem chestia asta

Băieții noștri bagă drone în joc. Nu erau suficiente. Helicopterele. Nu erau suficiente. Meciurile în care îți intrau unii cu avion după două minute de joc și îți dădeau bombe în cap și rachete și luanțe dacă erai on top. Acum ne bagă și drone băieții. Știu. Oh, da. O să fie amuzant. Nu stiu la ce să mă aștept, dar vă zic că are legătură cu uh, eventul din uh, 1 aprilie cu 2077 <laughs> Dacă nu știți, cu aia are legătură, că atunci ar testat un sistem similar, mecanica. Și pentru că o testat -o atunci, aparent ar găsi să implementeze acum. Deci, da. Uitați că se fructifică ceea ce au făcut ei, că de obicei Gaijin obișnuiește în eventurile de 1 aprilie să bage, să încerce noi mecanici să vadă dacă se pot fructifica pe, joc, pe joc, în joc și să fie implementate. De exemplu, a fost un event, acum nu mai știu câți ani, dacă să bage tankuri moderne, jucai cu Leopard 2 și Uh, T-72 și din astea și atunci Că nu era, nu era dat drumul la tancuri ca Leopard 1 și din astea. Uite că un an și ceva mai târziu, doi atunci s-au băgat tancurile moderne. Și uite că băieții băieții se distrează maxim și acum bagă și drone care să ne chinuie viața și mai mult. Uh, da. Bun chat. Desigur, o să fie interesant. O să fie fain când le ai, o să fie nașpa când nu le ai să le folosești, dar vedem, dacă mecanica e implementată bine cu ele și nu o să se abuzeze eu zic că o să fie foarte interesant cu ele și chiar pot face gen, o experiență pot să facă să fie o experiență mult mai plăcută. Dacă sunt implementate cum trebuie, dacă iară, dacă să fie implementate pe filmul că se spaunează unul după 3 minute de meci vine și îți dă în cap și te rupe pe tine și încă jumătate de echipă, aia să mai fie fain. Da, da. Bun cert. Cam atâta avem de discutat pe tema noului update ce va urma să vină și cu aceste fiind zise vreau să vă mulțumesc pentru atenție acordată că asta cu mine până acest moment și ne vedem pe data viitoare la un nou episod. Bye bye!